Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. Pe ProTV de la ora 20:30 puteți urmări filmul Glonț în cap cu Sylvester Stallone. Producția spune povestea lui Jimmy Bobo, un asasin din New Orleans care face echipă cu un detectiv din New York într-o investigație de proporții ce îi poartă de pe străzile orașului New Orleans până pe coridoarele puterii din Washington DC. Neobișnuitul cuplu, format în urma unor crime oribile care au afectat viețile amândurora, este decis să nu lase pe nimeni să-i stea în cale. Pentru a se răzbuna, cei doi sunt în stare să sacrifice totul. De la 21:50 pe HBO puteți urmări filmul Expatriatul, cu Olga Kurilenko și Aaron Eckhart. Fostul agent CIA, Ben Logan, speră să aibă parte de un nou început împreună cu Amy, fiica sa de 15 ani, de care e înstrăinat. El acceptă o slujbă în Belgia ca expert în securitate pentru o corporație multinațională. Sosind într-o dimineață la lucru, Logan descoperă că divizia sa nu mai există, că toți colegii au dispărut și că asistentul său e de fapt un agent antrenat să-i omoare pe el și pe fiica sa. Ca să supraviețuiască suficient de mult pentru a-și da seama ce s-a întâmplat, Logan și Amy sunt nevoiți să fugă, urmăriți de o echipă de ucigași foarte bine antrenați. Eyes on the road! It's okay, baby. Put your seatbelt on. Why would someone you work with try to kill us? I don't know what's going on here. Who are these people? Co-workers. You can kill a man with your bare hands. You can move through a crowded station without the cops even knowing you're there. You can speak like Russian. You can look at a bunch of photos and instinctively know where you'll find the bodies. What father can do those things? I don't even know who you are. I was working for the CIA. Ben Logan, one of your operatives. Ben was decommissioned 6 months ago. Can you find him? It's no secret you knew him intimately. I'll get on. Mr. Logan, you do not, nor have you ever, worked for a subsidiary of this company. I can fix this. We'll get you his last known location. I want answers. You brought me to a foreign country. You lied. Pe AXN de la ora 21:05 puteți urmări un nou episod din serialul Un vârcolac adolescent. Scott era un tânăr obișnuit până ce o mușcătură i-a schimbat fundamental viața. Acum se chinuie să înțeleagă cine e și ce ar putea să devină. Scott încearcă să-și controleze impulsurile, dar se teme mai tot timpul că ele vor ajunge să-i controleze fiecare gest. Pe Viasat Explore de la ora 21:25 puteți urmări documentarul Orașul Furtunilor. Această serie de documentare extrem de ambițioasă duce furtunile la un nivel cu totul spectaculos. Folosind o tehnologie de ultimă oră, ne face martori la distrugerile cauzate de dezastre naturale orchestrate, ce creează haos într-un oraș proiectat special, echipat complet cu camere video rezistente la explozii. În episodul din această seară, o avalanșă de proporții se prăvălește peste orașul și clădirile construite la poalele unui munte, în condiții de îngheț, distrugând tot ce-i stă în cale. De la 21:30 pe TVR1 puteți urmări în direct de pe Cardiff City Stadium Supercupa Europei, disputată între câștigătoarele Ligii Campionilor și Europa League, Real Madrid și FC Sevilla. Real Madrid a câștigat Liga Campionilor pentru a 10-a oară în istoria sa, după ce a învins echipa Atletico Madrid în finala competiției disputată pe stadionul Dalus din Lisabona. FC Sevilla a câștigat Liga Europa după ce a învins echipa portugheză Benfica Lisabona în finala disputată pe Juventus Stadium din Torino. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă!
Un accident provocat din neatenție putea ajunge la o tragedie. Un șofer grăbit a fost lovit în plin de un tramvai în zona industrială a Iașului, după ce nu s-a asigurat și i-a tăiat calea. Imaginile au fost surprinse de o cameră de bord și au stârnit indignare pe internet. Pe video se observă cum șoferul circula cu viteză, iar la un moment dat încearcă să schimbe direcția de mers și, fără să se asigure, îi taie calea tramvaiului care circula regulamentar. Mașina a fost grav avariată, însă nu se cunosc dacă au fost victime. Un tânăr în vârstă de 19 ani din județul Tulcea a fost grav rănit în urma unui accident petrecut pe muntele Ceahlău, în ravena jgheabului lui Trifan, după ce a căzut într-o râpă. Din nefericire, băiatul a căzut cu piciorul într-un ciot de lemn care i-a perforat piciorul, provocându-i o hemoragie importantă. Misiunea nu a fost deloc ușoară pentru salvamontiștii, care au acționat contratimp pentru ca tânărul să ajungă cât mai repede la spital. Victimei s-a acordat primul ajutor, s-a reușit oprirea parțială a hemoragiei și membrul a fost imobilizat. A urmat transportul terestru până la autospecial la salvamont și apoi predarea la echipajul SMURD. Un bărbat din județul Neamț și-a găsit sfârșitul pe autostradă din Ungaria, în timp ce se întorcea spre casă. Bărbatul era la volanul unui microbuz alături de mai multe persoane și se întorcea din concediul petrecut în Italia. La un moment dat, șoferul a pierdut controlul volanului și a lovit un parapet. Impactul a fost devastator, iar bărbatul din Neamț a murit pe loc. Alte două persoane au fost rănite și transportate de urgență la spital. La noapte, în Dobrogea și în estul Munteniei, cerul va fi noros. Temporar va ploa, iar cantitățile de apă vor depăși local 10-15 litri pe metru pătrat și izolat se pot totaliza peste 25 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, înorările vor fi temporare și numai pe arii restrânse va ploa slab. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în sudul Banatului, pe litoral și în zona montană înaltă. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 grade în depresiunile Carpaților orientali și în jur de 15 grade pe litoral. În zonele joase de relief, izolat, se va semna la ceață. În capitală, în prima parte a nopții, cerul va fi mai mult noros și trecător va mai ploua, apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 10-11 grade. Spre dimineață, îndeosebi în zona preorășenească, vor fi condiții de ceață. Mâine vremea se va încălzi în sudul, estul și centrul țării, iar în rest, valorile termice vor fi în general comparabile cu cele din ziua precedentă. Cerul va prezenta înorări și va ploua mai ales sub formă de aversă și vor fi posibile descărcări electrice în Maramureș, local în Crișana și izolat în Banat, Transilvania și nordul Moldovei. În restul teritoriului, cerul va deveni variabil și doar în primele ore ale zilei, în extremitatea de sud-est, vor mai fi ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 24 de grade. Dimineața, în zonele joase de relief, izolat, se va semna la ceață. În capitală, vremea va deveni, în general, frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 23-24 de grade. În primele ore ale zilei, vor fi condiții de ceață. La munte, cerul va avea înorări și va ploua, în general slab, cu precădere în cursul zilei, mai ales în Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe creste în cursul nopții. Temperatura aerului va avea valori mai ridicate decât în intervalul anterior. Pe văi și în depresiuni, dimineața vor fi condiții de ceață. Dacă vreau să observ lumea îndeaproape, să o cunosc în diferite ipostaze, dacă vreau să îmi aprindă cineva imaginația, something's gone horribly wrong, să petrecem un moment împreună, I am flying. Vin aici, în locul unde inima îmi bate mai repede, iar mintea mi-e liberă să gândească. Do you think you might be insane?
să exploreze marile întrebări. Acesta este canalul meu, BBC Knowledge, minune împărtășită. Ia-ți un pachet cu televiziune de la RomTelecom și ai inclus canalul BBC Knowledge. Comandă acum la 1930 pe romtelecom.ro sau în magazinele noastre. RomTelecom. Televiziune, internet, telefonie. Pasiunea, nebunia, drama, spectacolul sunt toate numai aici pentru tine. Ce mai aștepți? Din iulie, Liga 1 vine la Dolce Sport. Alege Dolce Sport HD și trăiește marile bătălii din Liga 1 în High Definition. Ai super calitatea sunetului și imaginii și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Ia-ți acum televiziunea Dolce și încearcă gratuit calitatea HD. RomTelecom. Împreună acasă. De 5 ori mai multă luptă. De 5 ori mai multă glorie. De 5 ori mai multe lacrimi. De 5 ori mai mult spectacol. De 5 ori mai multă bucurie. Ia-ți Dolce HD și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Acum ai Dolce Sport HD, canalul de sport unde trăiești toate marile competiții la calitate High Definition. Treci pe HD cu 2,5 euro pe lună. RomTelecom. Împreună acasă. Trăiește în direct cel mai mare spectacol fotbalistic din lume. Acum, pe Dolce și DolceTV.ro, vezi live toate meciurile UEFA Champions League. Întregul spectacol. 146 de meciuri transmise în direct. Numai pe Dolce și DolceTV.ro. Cu televiziunea Dolce de la RomTelecom ai mii de filme în fiecare lună și seriale cât vezi cu ochii. Iar ca să fii mereu pe fază, nu pierde transmisiunile sportive. Și dacă visezi să fii explorator sau om de știință, Dolce îți aduce mii de documentare lunar. Comandă acum televiziunea Dolce la 0219858 și primești gratuit un pachet suplimentar la alegere. Dolce RomTelecom. Cea mai bună alegere. Obișnuiește-te cu 3 deodată! De sărbători alegeți serviciul preferat de la RomTelecom, televiziune, internet sau voce și primești cadou pe viață abonamentele economice pentru celelalte două servicii. Vreau să-mi sun toate clientele de ziua lor sau mai bine, pe soții lor cu o zi înainte. Vreau să fiu bunica lor tot timpul, nu doar în vacanțe. Vreau să fiu alături de oamenii mei, oriunde mă duce afacerea mea. Acum vorbește liber din RomTelecom către Cosmote. Suntem cea mai mare comunitate pentru tine. Peste 13 milioane de utilizatori. Fix fără fir? Parcă ziceam că strângem cureaua. Păi am trecut pe la RomTelecom și mi l-au dat gratis. Da, și eu când plătesc lumina primesc o lustră gratis. Una fără fir. Incredibil, dar adevărat. Vino acum la RomTelecom și ia-ți unul din cele 100.000 de telefoane fără fir oferite cadou. Mai mult, vorbești minutele gratuite din abonament și către Cosmote. Ia-ți cadoul de sărbători din magazinul online clickshop.ro. Alege din cele peste 10.000 de produse tableta Lenovo la doar 999 lei și vezi filmele preferate oriunde și oricând. clickshop.ro. Mergi la sigur. Take my hand. Țineți-vă bine, pentru că Diva va aduce o toamnă cu adevărat magnifică. This is perfect. Cu filme incredibile întreaga săptămână. Cui nu-i place să se lasă încântat de și mai multe filme în fiecare zi? Magnifica toamnă a filmelor, de luni 2 septembrie la Diva.